Grupul popularilor europeni, din care fac parte trei partide din țara noastră, se reunește în capitala României pentru a pune pe hârtie planul de bătaie pentru alegerile europarlamentare din luna iunie. Din PPE fac parte PNL, care și organizează acest congres, PMP și UDMR. Toate cele trei formațiuni lucrează în Parlamentul European sub umbrela Partidului Popular European. Este un moment bun pentru țara noastră, pentru că asta ne va oferi vizibilitate. La București vor ajunge delegați din 40 de țări și multe nume importante la nivel european. Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, este un partener important al României și aceasta ne-a susținut enorm în forurile blocului comunitar european, atât pentru aderarea la Schengen, cât și în ceea ce privește războiul din Ucraina. Este un moment important pentru ea, pentru că la București va fi validat candidată pentru a doua oară la șefia executivului european. Roberta Metsola este un alt nume important care vine în România. Șefa Parlamentului European este de asemenea un prieten al țării noastre și ea a militat pentru primirea noastră în spațiul de liberă trecere. Manfred Weber, președintele grupului PPE din legislativul de la Bruxelles, nu doar că a susținut de-a lungul timpului parcursul nostru european, dar este și un prieten al tuturor țărilor din estul Europei. De asemenea, zilele acestea se va afla în România prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, care atunci când era președintele Consiliului European, vă reamintesc că a ținut un discurs în țara noastră în limba română. De asemenea, la București se va afla și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, iar la masă cu mai marii Europei se va afla și cancelarul Austriei, domnul Karl Nehammer, domnul acesta care este arătat cumva cu degetul de toate celelalte țări din blocul comunitar european, asta pentru că Nehammer este singurul care încă are obiecții cu privire la aderarea 100% a țării noastre la Schengen, nu doar aerian și maritim, așa cum se va întâmpla de la sfârșitul acestei luni. Suntem cu ochii pe ceea ce se va întâmpla la Congresul Partidului Popular European și bineînțeles că aici la televiziunea română vom avea ediții speciale și vom urmări toate declarațiile pe care le vor face liderii europeni aflați zilele acestea în țara noastră. Mergem mai departe. Și mai schimbă și domnul Nehammer, părerea. Poate o să vadă cu ochii lui ce se întâmplă în țara noastră și va reveni la